Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine. Dă-mi pricepere după cuvântul Tău. Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine, izbăvește-mă după promisiunea Ta. Buzele mele Te vor lăuda, căci m-ai învățat orânduirile Tale. Limba mea va cânta cuvintele Tale, căci toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile Tale le aleg. Doamne, tânjesc după mântuirea Ta, iar legea Ta este desfătarea mea. Fie ca sufletul meu să trăiască și atunci Te va lăuda. Iar judecățile Tale mă vor sprijini la aceasta. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută-L pe robul Tău, căci eu nu am uitat poruncile Tale. Amin. Amin. Ne aflăm în ultima strofă, în ultimul pasaj din Psalmul 119. Este un sentiment dulce amărui. A fost o provocare personală, predicarea secvențială prin acest psalm și în același timp a fost o încurajare pentru mine, probabil de aceea am și insistat asupra lui, că m-am simțit deosebit de încurajat de acest psalm minunat și în această seară, cu ajutorul Domnului, vom medita la ultimele versete din acest psalm, de la versetul 169 până la versetul 176. Și din nou am văzut felul în care psalmistul a venit înaintea lui Dumnezeu și a strigat către Dumnezeu, a cerut ajutorul lui Dumnezeu, a căutat ajutorul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, în mijlocul necazului, în mijlocul primejdiei, în mijlocul încercărilor. Din nou și din nou îl vedem pe psalmist strigând la Dumnezeu. Din nou și din nou vedem aducând cerințele lui înaintea lui Dumnezeu și căutând călăuzirea lui Dumnezeu prin cuvântul său. Din nou și din nou îl vedem pe psalmist venind și făcând angajamente înaintea lui Dumnezeu. Reînnoind angajamentul de a trăi o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. În această seară vedem ultima strigare, ultimul strigăt a psalmistului înspre Dumnezeu la finalul acestui psalm. De asemenea, avem o ultimă cerință a psalmistului către Dumnezeu și un ultim angajament. Și în cele din urmă, în versetul 176, vedem o ultimă și o singură speranță care o are credinciosul în viața lui și pentru veșnicia lui. Haideți să ne uităm la aceste patru aspecte, patru adevăruri relatate de psalmist pentru noi în această seară, după care și noi vrem să venim înaintea Domnului și să venim cu cerințele noastre, cu strigătele noastre, cu angajamentele noastre înaintea Domnului și apoi cu ajutorul Domnului și prin harul său să ne apropiem față de masa Lui, care reprezintă pentru noi ultima și singura noastră speranță pentru viața de acum și pentru viața veșnică. Primele două versete sunt un ultim strigăt din partea psalmistului către Dumnezeu. Am văzut că din nou și din nou el a strigat către Dumnezeu, a venit și a plâns înaintea lui Dumnezeu și acum la finalul psalmului vedem că pentru ultima dată se adresează lui Dumnezeu și strigă, sufletul lui strigă către Dumnezeu. Și putem parcă să simțim disperarea psalmistului în acest apel. Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine. Și din nou, fie ca ruga mea să ajungă până la Tine. Ce tortură să nu știi dacă Dumnezeu te ascultă. Ce sentiment groaznic să ai impresia că Dumnezeu nu te ascultă. Fie ca nu se referă la o dorință abstractă, de parcă șansa ar fi responsabilă pentru rezultatul rugăciunii lui, de parcă dacă șansa vrea, rugăciunea va ajunge sau nu va ajunge, ci mai corect am putea spune că psalmistul cere ca Dumnezeu să facă ca rugăciunea lui să ajungă până la el, să o ia în seamă, să-i dea ascultare, să-i dea un răspuns. Fă ca strigătul meu să ajungă până la Tine, este rugăciunea psalmistului. El vrea ca Dumnezeu să bage în seamă rugăciunea lui, să-i dea ascultare, să nu-și astupe urechile.
Psalmistul se află într-o stare de disperare, cercetând situația lui și mai ales cercetând inima lui. Disperarea cea mai groaznică nu este când ne uităm la pericolul din afară. Nu este când ne uităm la primejdea din afară, la încercările din afară. Este când ne uităm în lăuntru și vedem starea inimii noastre. Când vedem cât de păcătoși suntem cu adevărat, cât de răi, cât de răzvrătiți, cât de nepăsători. În momentele acelea suntem îngenunchiați și ajungem într-o stare cumplită de disperare. Că realizăm că problema nu este în afară. Problemele din afară, până la urmă, se pot rezolva, dar problema din lăuntru pare irezolvabilă. Fă ca strigătul meu să ajungă până la tine. Și în momentele acelea strigăm către Dumnezeu, dar câteodată avem și noi senzația că nimeni nu ascultă. Doamne, primește rugăciunile noastre, primește strigătele sufletelor noastre în această seară și dă-ne confirmare că ne asculți. Pentru că și noi, ca și psalmistul, tremurăm de frică la gândul că rugăciunile noastre nu sunt ascultate. De frică că pur și simplu vorbim, discutăm, ne adresăm la acești pereți. Și nimeni nu ascultă și nimeni nu răspunde. Este un sentiment groaznic să fii ignorat. Dacă liniștea de obicei este un lucru bun, atunci când aștepți un răspuns, mai ales de la cineva drag, mai ales de la cineva care îl prețuiești, mai ales de la cineva care te aștept să vină în ajutorul tău, când ai adresat o rugăminte acestei persoane și nu vine niciun răspuns, tăcerea este dureroasă. Încep și te întreb, măi, poate mi-e defect telefonul. Am trimis 10 mesaje. Nu răspunde nimeni. Scrii la un alt prieten. Hei, ai primit mesajul, fac o probă doar. Pentru că nu mai știi ce să faci. Pur și simplu ajungi la disperare. Aștepți un răspuns. Și este groaznic să fii întâmpinat cu tăcere. Să fii întâmpinat cu o ignorare totală. Ai avut vreodată sentimentul că Dumnezeu te ignoră? Ai avut vreodată sentimentul că Dumnezeu nu te ascultă? Ai avut vreodată sentimentul că Dumnezeu și-a închis telefonul și nu-ți mai răspunde la mesaje? Inevitabil, fiecare dintre noi avem un asemenea sentiment. Ce sentiment groaznic este acest sentiment, terifiant. Te dezechilibrează. Când ai impresia că pur și simplu rugăciunile tale nu pleacă mai departe de acest locaș. Ce ai făcut în acele momente? Cum ai reacționat în acele momente? Care au fost pașii care i-ai luat în acele momente? Priviți ce face psalmistul. Psalmistul strigă din nou către Dumnezeu. Psalmistul nu se resemnează. Psalmistul, chiar și în adâncul disperării lui, strigă către singura persoană care într-adevăr îl poate ajuta. Mai insistent, mai apăsător, mai cu putere, mai disperat, vine și strigă înaintea lui Dumnezeu. Și în strigătul lui aduce o ultimă cerință. De fapt, două mari cerințe, dacă ar fi ca să le împărțim în două categorii, sunt două mari cerințe care s-au aflat din nou și din nou și din nou în acest psalm. În primul rând, psalmistul vine și cere iluminare din partea lui Dumnezeu. Cere ca Dumnezeu să îi vorbească prin cuvântul lui Dumnezeu. Dă-mi pricepere după cuvântul tău. Și am întrebat, este psalmistul un om nepriceput? Este un om care poate scrie 176 de versete minunate despre importanța, tăria, puterea, frumusețea, necesitatea cuvântului lui Dumnezeu? Un om care nu pricepe cuvântul lui Dumnezeu? O, și totuși atunci când Dumnezeu ne încearcă prin tăcerea lui, realizăm cât de nepriceput suntem. Și avem nevoie ca să fim învățați din nou, proaspăt din cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ni se vorbească din nou, avem nevoie ca Dumnezeu să ne ilumineze cuvântul din nou. Dăm pricepere după cuvântul tău. Probabil că consider că ai nevoie de multe lucruri în această seară. Toate sunt importante pentru tine, toate sunt urgente pentru tine. Ceea ce e urgent pentru tine e cel mai urgent lucru din lume, nu-i așa? Dacă ai o problemă, din cauza problemei respective nu poți dormi, numai la aia te poți gândi. Da? E cea mai mare problemă. Și poate fi o chestie banală. Nu știu, ai făcut o pană la mașină și tu nu poți concepe că aia nu-i problemă. Și tu vii la biserică și
vine să te rogi cu putere, Doamne, rezolvă pana mea. Ești penibil chiar câteodată. Și eu sunt penibil câteodată cu problemele mele. Dar când avem o problemă, este problema noastră. Și probabil că consider că problemele din viața ta necesită rezolvare. Și aștepți lucrul acesta și dorești lucrul acesta și vrei ca să strigi la Dumnezeu ca aceste probleme să fie rezolvate, pentru că este așa de urgent pentru tine. Dar realitatea este că nimic nu este mai crucial, mai esențial și mai urgent decât să primești iluminarea asupra cuvântului lui Dumnezeu în această seară și în fiecare zi din viața ta. Iluminarea cuvântului prin lucrarea Duhului Sfânt este cea mai mare nevoie a ta, a creștinului. Pentru că este singurul mecanism prin care vei ști că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Doar așa vei ști că El îți răspunde. Cum? Pentru că ți-a vorbit. Da? Pentru că ți-a vorbit. Când trimiți un mesaj cuiva, știi că ți-a răspuns pentru că primești un răspuns. Când te rogi lui Dumnezeu, ai un răspuns atunci când El îți vorbește. Cum îți vorbește Dumnezeu? Auzi voci? Auzi o suflare de vânt? Nu? Nu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească proaspăt prin cuvântul lui Dumnezeu. Acel cuvânt care cu un minut înainte era închis față de tine. Acel cuvânt în care nu vedea nicio lumină, nicio mângâiere. Acum, când Dumnezeu îți răspunde, când Dumnezeu îți vorbește, când Duhul lui Dumnezeu ilumină acel verset pentru tine, acel cuvânt pentru tine, este cea mai mare mângâiere. Singura metodă prin care vei ști că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea este atunci când îți vorbește. Faptul că o problemă s-a rezolvat nu înseamnă neapărat că rugăciunea ta a fost ascultată. Da? De exemplu, dacă duci mașina în seara aceasta și nu cred că are cineva o pană în această seară. Presupun, o pană este o chestie care o poate păstri oricine, mai ales pe drumurile noastre. Dar dacă te duci în seara aceasta și îți rezolvi pana la o vulcanizare, ai fi naiv să crezi că Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Așa. Dar lucrul acesta este adevărat și pentru orice alt aspect din viața ta. Răspunsul la rugăciune, în primul rând, este atunci când Dumnezeu îți vorbește. Tu i-ai vorbit și El îți răspunde. Tu ai strigat și El îți răspunde. El îți vorbește înapoi. Rugăciunea în cele din urmă nu este un monolog între tine și Dumnezeu. Mai mult decât atât, partea ta ar trebui să fie mai scurtă. Tu vorbești lui Dumnezeu un pic și lași pe El să vorbească. El are mai mult de spus. Și cantitativ și calitativ decât ai tu de spus. Dacă vrei ca să știi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, insistă ca El să îți vorbească. Frate, dar noi suntem baptiști, reformați, cum adică să ne vorbească Dumnezeu? Prin cuvântul lui Dumnezeu, da? Insistă în rugăciune, strigă în rugăciune până când Duhul lui Dumnezeu iluminează cuvântul pentru tine, până când primești mângâierea de care ai nevoie din cuvânt, până când primești înțelepciunea de care ai nevoie, discernământul de care ai nevoie din cuvânt. Și atunci vei ști că El te-a ascultat pentru că ți-a răspuns. Probabil că tu încă și eu încă tânjim după rezolvarea problemei. Dar ceea ce avem nevoie cel mai mult este ca Dumnezeu să ne spună că ne-a ascultat. Să ne vorbească în această seară. Apoi, evident că ne dorim și izbăvire. Izbăvire din suferință, izbăvire din încercare. Izbăvește-mă, versetul 70. Izbăvește-mă după promisiunea ta. Mai mult decât o izbăvire temporară și temporală, ne dorim o izbăvire veșnică. Psalmistul cere o izbăvire după promisiunea ta. Și cea mai înaltă, cea mai mare promisiune a lui Dumnezeu față de credincios este mântuirea. Este o izbăvire veșnică. Promisiunea ta în acest text ne indică un apel la o izbăvire finală și definitivă. Asta nu înseamnă că nu vrem izbăvire aici și acum. Nu ne așteptăm că Dumnezeu ar putea să lucreze aici și acum. Dar înseamnă că tânjim după acea izbăvire finală, după acea izbăvire definitivă. Și oricum vine ea, prin suferință, prin necaz, prin greutăți, prin moarte,
care este poarta spre acea izbăvire finală, tânjim după ea, dorim acea izbăvire. Ne dorim să fim izbăviți din suferința acestei lumi. Da? Dorim izbăvire și pentru ziua de mâine, dar dorim izbăvire pentru totdeauna. Vrem ca să trăim în pace și în liniște și în bucurie, în prezența lui Dumnezeu, fără să mai fim chinuiți de persecuțiile de afară, de grijile de afară și fără să mai fim chinuiți de păcatul care este în lăuntrul nostru. Vrem să fim izbăviți de lumea aceasta, de carnea aceasta, de trupurile acestea de lut. Vrem să fim izbăviți în mod definitiv, în mod final, în mod veșnic. Vrem ca să simțim și să experimentăm această izbăvire după promisiunea care Dumnezeu ne-a făcut-o. Apoi, psalmistul vine și, cum a mai făcut de multe ori în acest psalm, nu vine doar și cere de la Dumnezeu, dar vine cu un angajament înaintea lui Dumnezeu. Și din versetul 171 până în versetul 175, vedem că psalmistul își reînnoiește angajamentul lui față de Dumnezeu. Buzele mele te vor lăuda, căci m-ai învățat orânduirile tale. În primul rând, laudă la adresa lui Dumnezeu. Limba mea va cânta cuvintele tale, căci toate poruncile tale sunt drepte. Laudă de diverse feluri. Laudă în rugăciune, laudă în cântare. Viața credinciosului este una plină de laudă. Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci hotărârile tale le aleg. O hotărâre, un angajament de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu în toate circumstanțele. El alege în mod constant și în mod continuu și acum își reînnoiește acest angajament să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Să trăiască după promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, tânjesc după mântuirea ta. Iar legea ta este desfătarea mea. Eu cred că aici este un angajament, pentru că este în contextul acestor versete care sunt de angajament, este felul psalmistului de a descrie un ideal care încă nu l-a atins. Și noi am vrea ca legea lui Dumnezeu să fie desfătarea noastră. Și noi am vrea să putem spune că tânjim cu adevărat după mântuirea noastră, după eliberarea finală, dar conștientizăm în starea disperată în care ne aflăm că nu tânjim cum ar trebui să tânjim. Și că avem așa de multă desfătare în alte lucruri și în alte locuri decât în cuvântul lui Dumnezeu. Dar am vrea să știm, să experimentăm ce înseamnă să avem o desfătare totală în Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca sau fă ca sufletul meu să trăiască și atunci te va lăuda. Este o viață spirituală care o așteptăm să lucreze Dumnezeu în inimile noastre. Și înțelegem că rezultatul acelei vieți vărsate de Dumnezeu în inima noastră este a lăuda pe Dumnezeu. Pentru că lauda, glorificarea lui Dumnezeu, este definiția vieții adevărate. A lăuda, a te bucura de ceea ce este Dumnezeu, înseamnă a trăi cu adevărat. Iar judecățile tale, adică cuvântul lui Dumnezeu, mă vor sprijini la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este un didact, un îndrumător care ne ajută să trăim cu adevărat. Și așa cum ziceam, asta vrea fiecare om până la urmă să își trăiască viața. Asta vor tinerii. Când se duc și caută tot felul de distracții păcătoase și murdare și când sunt confruntați spun, vreau să îmi trăiesc viața. Dragul meu, Biblia vrea ca să-ți trăiești viața cu adevărat. Biblia vrea ca să guști bucurii care depășesc orice bucurie mizerabilă, murdară și temporară a acestei lumi. Și Biblia este cel mai bun îndrumător, cel mai bun învățător, prin care putem ca să trăim viața. Și viața înseamnă să ne bucurăm și să glorificăm pe Dumnezeul nostru. Angajamentul psalmistului ar putea fi sumarizat în acest fel. O viață trăită după cuvântul lui Dumnezeu, pentru slava și lauda lui Dumnezeu, având ca și desfătare, ca și împlinire supremă pe Dumnezeu. Asta este viața creștinului descrisă într-o propoziție. O viață trăită după cuvânt, pentru slava și lauda lui Dumnezeu, având ca și obiectul plăcerii, desfătării noastre pe Dumnezeu. Asta înseamnă să fii creștin, să iubești pe Dumnezeu și slava Lui mai mult decât iubești orice lucru.
De aceea Hristos vine și folosește anumite sintagme, anumite descrieri despre ceea ce înseamnă să fii ucenicul lui, așa de radicale, încât nu știu ce să facem cu ele. Oricine nu-și urăște pe mamă și pe tată, nu este vrednic de mine. Doamne, cum adică să-mi urăsc mama și tata? Legea spune că trebuie să-i cinstesc. Și în sistemul de valori al lui Dumnezeu, cinstea acordată părinților, care suntem datori să le-o dăm, în contrast cu dragostea necondiționată, totală, care o datorăm lui Dumnezeu, este diferența între ură și dragoste. Prăpastia este așa de mare, diferența este așa de mare. Ce înseamnă a-ți urâ mamă și tată? Ce înseamnă a-ți urâ propria viață? Înseamnă a fi dispus să pierzi toate acele lucruri. Pentru că ți s-a dat ceva mai bun. Înseamnă că se cere ca să-ți pierzi mamă, tată, fiu, copil, servici, casă, masă, orice ar fi. Ar fi la fel de ușor să renunți la ele cum ar fi să renunți la ceva care urăști. Pentru că nu mai valorează nimic în contrast cu. Aia nu înseamnă că ele de la sine n-au nicio valoare. Dar în contrast cu Dumnezeu. Ele sunt absolut, cum spune Apostolul Pavel, gunoaie. Le-am socotit ca niște gunoaie. Ele nu trebuie să fie gunoaie, ele pot fi de la sine lucruri chiar bune, chiar binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Dar când punem în balanță cele două lucruri, lucrurile lumești, binecuvântările temporale, materiale și bucuria care o avem în Dumnezeu, realizăm că acelea toate sunt gunoaie, sunt de disprețuit în contrast cu ceea ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. În concluzie, psalmistul, găsindu-se în această stare disperată, caută o ultimă speranță. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută-l pe robul tău, căci eu nu am uitat poruncile tale. Dacă din nou și din nou, când psalmistul și-a analizat viața, în contrast cu cei nelegiuiți, psalmistul s-a arătat într-o lumină pozitivă. Totdeauna spunea că în contrast cu dușmanii lui, el păzește poruncile lui Dumnezeu. Dar acum, la ultimul lui apel, la ultima lui strigare către Dumnezeu, la ultima lui cercetare, acum vedem profunzimea disperării lui. Și cum altfel poate fi atunci când privim pe Dumnezeu față în față? Cum altcumva să ne vedem decât rătăciți și pierduți? Neprihănitul Iov, când s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, a realizat cât de nenorocit este. Și cât de inexistentă este neprihănirea lui. Isaia s-a considerat un om necurat. Omul nu are cum să se apropie de Dumnezeu și să se vadă mai bun. Omul nu are cum să ia pași înspre Dumnezeu și să se vadă mai neprihănit. De fiecare dată când ne confruntăm mai profund, mai adânc cu cine este Dumnezeu și când privim mai cu atenție la ceea ce este în inima noastră, ne prăbușim, pentru că realizăm că nu avem, omenește vorbind, nicio șansă, nicio scăpare, nicio speranță. Ce speranță mai ai când realizezi că ești o oaie, adică neputincioasă? Oaia este, n-are niciun aparat de apărare, de... Ea este pur și simplu la mila oricui. Ea nu te poate răni într-un fel, ea nu te poate... Ea pur și simplu este pregătită să fie pradă. Adică total neputincios. Și pe lângă asta realizez că ești și pierdut. Departe de turma ta. Departe de unde ar trebui ca să fii. Departe de unde este hrană. Departe de unde este viață. Căzut undeva într-o propastie. Ce speranță mai ai când realizezi că asta ești? O singură speranță. Să te caute păstorul. Să te caute păstorul. O, și ce păstor minunat avem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan 10 ne spune, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. O, mai mult decât doar un simplu sacrificiu, este vorba de o ispășire aici, un sacrificiu cu un scop de a dobândi ceva.
Și în versetul 28 ni se spune ceea ce Hristos dobândește prin ispășire. Eu le dau viață veșnică. Vedem că această ispășire este substitutivă. Este un troc care să produce viața lui pentru viața noastră. Un târg prost, am putea spune. Viața lui desăvârșită pentru viața noastră păcătoasă. Viața lui veșnică pentru viața noastră murdară de om. Dar asta este schimbul care îl face Hristos. El își dă viața pentru oi și în schimb ne dă nouă viață veșnică. Și nu doar atât, și în veac, spune Hristos, nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Avem nu doar ispășire, ci avem și perseverare și păstrare, care este cuprinsă în acest sacrificiu. Păstorul este cel care garantează, nu calitățile oilor. Păstorul este cel care răscumpără. Păstorul este cel care veghează. Păstorul este cel care păstrează. De ce? De ce m-ar păstra el pe mine? De ce ar veni el după mine? Pentru că sunt ai lui. Cum am ajuns eu al lui? Versul 29. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. Adică ceea ce s-a hotărât în cadrul dumnezeirii, ca Mihai Marian să fie dat păstorului, este irevocabil. Și nimeni nu poate încălca hotărârea lui Dumnezeu. Speranța mea nu este ceea ce sunt eu. Eu sunt o oaie rătăcită. Speranța mea este a cui sunt eu. Cine este păstorul meu? Când sunt căzut în prăpastie, neputincios. Când sunt conjurat de o haită de lup, fără vreo armă ca să ripostez. Băi, totuși, dacă sunt foarte dibaci, chiar dacă-s oaie, mă descurc cumva. Nu! Singura mea speranță este am un păstor. Și păstorul acela mă va căuta. Păstorul acela care ne-a promis că el lasă pe cele 99 să meargă după cea pierdută ca să o aducă acasă cu orice preț. Pentru că promisiunea care păstorul a făcut-o față de Tatăl este că toți cei care au fost dați păstorului, toată turma încredințată lui, va ajunge la destinație și va fi în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este ultima și singura noastră speranță. Nu puterea noastră, nu înțelepciunea noastră, nu neprihănirea noastră omenească, pentru că noi nu suntem altceva decât oi pierdute, dar suntem oile păstorului celui bun. Și așa că și noi, împreună cu psalmistul, strigăm în această seară, Doamne, caută-L pe robul Tău. Găsește-ne și adune-ne înapoi la Tine. Și cu ajutorul Domnului, avem privilegiul de a sta la masa Lui în această seară, de a ridica rugăciunile noastre la El, strigătele noastre, și apoi de ne apropia de acest simbol minunat, care ne arată că El și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viață veșnică. O viață care nu poate fi luată de la noi, care nu poate fi smulsă, care nu poate fi pierdută, pentru că aceasta este hotărârea care Dumnezeu a făcut-o față de toți cei care se încred în El. Amin. Haideți-a.